două proiecte inedite la Planetarul din Constanța pun în evidență atât clădirea cu o formă neobișnuită, cât și ideea de spațiu și de tot ce se întâmplă aici. Cum a venit această idee și ce se va întâmpla de fapt la Planetariu? Practic nu este prima dată când colaborăm cu cele două entități culturale ale noastre, cu Planetariul din Constanța. Suntem deja la a treia și la a patra experiență. Este vorba de două proiecte diferite. Unul este la area tematică Artele Spectacolului Teatru, practic un spectacol de teatru pe care îl vom produce special pentru acest proiect și care se va desfășura, care acțiune va fi desfășurată în Planetariul din Constanța. Presupune o poveste interesantă, este un spectacol dedicat publicului tânăr, cu o poveste interesantă, cu niște elevi și studenți care câștigă un premiu organizat de NASA, câștigă o deplasare la NASA și acolo, dintr-o beroare de pilotaj, ei ajung să se plimbe prin spațiu, încercând timp de o oră să se reîntoarcă pe Pământ. Cu tot ceea ce presupune un astfel de scenariu. Bun, acesta este unul dintre spectacole. Și celălalt despre ce va fi? Al doilea proiect, Color, Sounds and Motion in a Dark Space, este un gen de activitate culturală care nu prea s-a mai întâmplat pe la noi prin România. Vom avea o coloană sonoră compusă special de colaboratorul nostru, Adrian Mihai, care va fi transpusă, muzica va fi transpusă în imagini printr-un program pe calculator, va fi transpusă în imagini colorate pe cupola planetariului și vom avea și 7 personaje care vor veni în sprijinul acestei muzici cu niște influențe baroc, să spunem. Este generos, spațiul de aici e un spațiu destul de restrâns. Cât de greu este să faci teatru și un teatru de calitate într-un astfel de spațiu? Pentru ideile noastre, colaborarea cu Planetariul a fost binevenită pentru că toate proiectele desfășurate aici au fost gândite pentru a se întâmpla în Planetariu. Este, dacă vreți, o experiență inedită atât pentru spectatori cât și pentru artiști, pentru actori, pentru muzicieni, pentru că se află foarte aproape unii de ceilalți actorii de spectatori și este un motiv în plus pentru care emoțiile sunt transmise mult mai bine, mult mai ușor între ce se întâmplă pe, să zicem, scenă și ce se întâmplă pe scaune la spectatori. Cum vedeți colaborarea cu conducerea Complexului Muzeal de Științe al Naturii? Fără probleme, toată lumea are de câștigat din acest gen de colaborare pe care o avem noi. Adi Bâlbă a fost întotdeauna deschis pentru toate trăznăile noastre, pentru că toate sunt venite așa în urma unor brainstorming-uri pe care le-am organizat la un colț de masă și până acum au de câștigat și spectatorii din Constanța și nu numai, pentru că pot fi părtași, pot fi martorii unor evenimente culturale, artistice și educative deosebite. Când vor vedea constanțenii aceste reprezentații? În luna mai se vor întâmpla toate aceste reprezentații, atât la Zero Gravity Dimension, spectacol de teatru, cât și pe arte vizuale la Color, Sounds and Motion in a Dark Space. În zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 19 și ca la orice proiect implementat de Asociația Culturală Georgiana Rusu și Rusu Georgiana PFA, accesul publicului în sală va fi gratuit. Reprezentații inedite aici la Planetariul din Constanța. Cum s-a întâmplat de Planetariul, de la reprezentațiile obișnuite despre planete și stele, ajunge să fie o scenă pentru piese de teatru? Păi un om pasionat, o prietenie mai veche ce ne leagă, a generat aceste evenimente culturale, fiindcă suntem instituție de cultură. Noi promovăm știința, promovăm către tineri și vrem să fim cât mai atractivi. Ocupația noastră este să convingem, să vindem știința și cunoașterea. Iar prin aceste modalități inedite de a introduce evenimente culturale într-un spațiu predominant științific și să le legăm, să le însăilăm, așa cum am făcut și în anii trecuți. Nu este ceva nou, este o continuitate. În anii trecuți am avut o piesă de teatru Starcrash, am avut recitări, am avut în Delfinariu am avut o piesă de teatru plecate de pe Romeo și Julieta, dar într-un decor inedit și o concepție total nouă, interesantă, și care a legat cumva evenimentul
cultural de prezentarea noastră care are elemente științifice, elemente educative și de responsabilitate. Constanțenii, în special cei tineri care vor veni la aceste reprezentații, vor merge mai mult la o piesă de teatru sau la un element științific? Cum vedeți așa proporțiile din ceea ce se va întâmpla aici? Ei vin la o piesă de teatru și ora este pentru o piesă de teatru, e ora 19, începutul și toată luna mai. Avem două piese în mai, una în prima parte, una în a doua parte a lunii mai. Și bineînțeles că se întâlnesc cu decorul de planetariu, decorul științific, nu auster, ci un decor cu o sonoritate deosebită. Cei care au venit aici din echipa tehnică a lui Sebi au constatat sunetul cu totul și cu totul deosebit. Sperați că toate aceste lucruri să aducă eventual mai mulți vizitatori și la planetariu pentru reprezentațiile obișnuite de peste zi? Bineînțeles, fiindcă pe lângă evenimentul în sine, care constituie în ceea ce ne privește o acțiune culturală, activitate culturală, este vorba de promovare prin a ne face cunoscuți, prin a ne face tentanți, explicând că noi nu vrem doar simplu spectacol de planetariu, ci vrem mai mult. Vrem ca omul să intre împreună cu noi în lumea cunoașterii și în lumea cunoașterii printr-o portiță sensibilă.